Cum ar fi de fapt dacă fiecare particulă din corpul tău ar fi transformată într-o particulă de materie întunecată? Și cât ai putea să durezi în acea stare? Tot ceea ce putem vedea în univers este un mashup masiv de electroni, protoni și neutroni topiți în atomi. Dar există o mulțime de lucruri pe care nu le vedem, lucruri pe care le numim materie întunecată și energie întunecată. Oamenii de știință cred că materia întunecată și energia întunecată constituie 95% din univers. Dacă ai suferi o transformare a materiei întunecate, existența ta, așa cum o știi, s-ar sfârși instantaneu. Dar ca compensare veți avea posibilitatea de a vă deplasa practic prin orice doriți. Nu există nicio dovadă concretă că există materie întunecată și în prezent nu avem tehnologie disponibile pentru a găsi această dovadă. Deci, cum putem ști în primul rând despre materia întunecată? Dacă efectuezi niște calcule cosmice bazate pe fizică așa cum îl știm, se dovedește că cantitatea de materie vizibilă din univers nu se adaugă. Iată un exemplu. O galaxie spirală, ca cea în care trăim, are stele la marginile sale exterioare. În conformitate cu ceea ce spune fizica, aceste stele ar trebui să se miște într-un ritm mult mai lent în comparație cu cele apropiate centrului galactic. Dar, în realitate, toate stelele din galaxie par să-și orbiteze punctul central la aproape aceeași viteză. Oamenii de știință consideră că această materie întunecată influențează efectele gravitației și face ca stelele să se deplaseze așa cum fac. Materia întunecată nu interacționează deloc cu materia obișnuită. Este invizibilă la radiații electromagnetice și la lumină. Singurul lucru care îi face pe oamenii de știință să creadă că materia întunecată există sunt efectele sale gravitaționale asupra galaxiilor. Oamenii de știință consideră de asemenea că materia întunecată depășește materia vizibilă cu aproximativ 6:1, reprezentând 27% din univers. Acum să revenim la transformarea materiei tale întunecate. Dacă aveți o greutate medie de 70 de kg, corpul are aproximativ 7 miliarde de atomi în el. Atomii tăi formează molecule, moleculele formează celule, iar celulele formează vitale pe care le poți vedea cu ochii tăi, precum organele tale. Dacă toți atomii dumneavoastră de materie obișnuiți ar trece la atomi de materie întunecată, corpul dumneavoastră fizic s-ar dezintegra. Fără materie obișnuită, nu ar mai exista nimic care să-și lipească atomii. Dar acesta nu ar fi sfârșitul poveștii tale, ai deveni invizibil și corpul tău nu ar părea ca un întreg colectiv, dar particulele tale de materie întunecată ar interacționa gravitațional. Prinse de gravitația Pământului, acele particule ar începe un maraton nesfârșit în jurul centrului gravitației Pământului. La fiecare 88 de minute, materia ta întunecată ar face un cerc întreg înapoi la locul transformării tale. Particulele de materie întunecată care erau tu ar fi încetul cu încetul în timp. În prima zi de naștere a materiei întunecate, particulele tale ar părea la aproximativ o jumătate de metru de locul în care s-au născut. După 10 ani, această distanță ar fi de jumătate de kilometru. Nu ar exista pierdere de energie sau de impuls. Nu te-ai reface niciodată pentru a deveni din nou o problemă obișnuită. Desigur, nimic nu te poate transforma într-o entitate de materie întunecată în viața reală, dar asta nu înseamnă că nu există nicio materie întunecată în jurul tău. Matematica din spatele ei poate deveni oarecum complexă, dar oamenii de știință au estimat că persoana obișnuită are până la 22 de kg de materie întunecată în corpul lor la un moment dat. De-a lungul vieții tale, aproximativ 1 mg de materie întunecată va trece direct prin tine. Deși tehnic nu poți fi niciodată format din materie întunecată, este incredibil să te gândești cum ceva despre care nu știm prea multe ar putea fi atât de aproape de noi, chiar și o parte din noi. Sunt multe de învățat despre univers și despre cum se comportă. Poate că am avea o mai bună înțelegere a acesteia dacă Pământul s-ar fi născut undeva în interiorul unui grup globular și nu la marginea galaxiei. Îți mulțumesc pentru vizionare și te mai aștept pe viitor!